Piața agroalimentară din zona Vale Pașcani intră în renovare din vara acestui an. În cursul zilei de luni, 22 februarie, primarul Marius Pintilie, în numele municipalității, a semnat contractul pentru proiectare și execuția lucrărilor de modernizare cu societatea care a câștigat licitația, Ungureanu Trans SRL din Vaslui, asociat cu SC Artehnis SRL. Ordinul de începere va fi dat imediat după constituirea garanțiilor de bună execuție, iar proiectarea trebuie finalizată în maximum 4 luni de zile. Finalizarea lucrărilor a fost programată în 30 de luni de zile, în prima parte a anului 2024, înaintea alegerilor locale. Valoarea totală a investiției rezultată în urma licitației este de aproape 7,2 milioane de lei, TVA inclus, cu aproape 2,4 milioane de lei, mai puțin față de suma estimată în studiul de fezabilitate aprobat la începutul anului 2019. Astăzi, primarul Marius Pintilie a semnat contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții privind reamenajarea pieței din zona Vale de pe strada Ceferiștilor. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 7.200.000 de lei, TVA inclus, și cuprinde proiectarea, ce are ca termen de finalizare 4 luni din momentul eliberării ordinului de începere a lucrărilor, și execuția, ce are ca termen de finalizare 30 de luni de la finalizarea proiectării. Conform caietului de sarcini, va fi construită o clădire cu etaj unde vor fi amenajate spații pentru vânzarea produselor agroalimentare, spații comerciale, administrative și tehnice. De asemenea, urmează să fie modernizată și compartimentată actuala hală pentru activități comerciale de tip bazar și spațiile comerciale de pe platoul pieței ar urma să fie modernizate prin reabilitarea fațadelor și schimbarea acoperișului, iar terenul va fi pavat, amenajat cu alei pietonale și locuri de parcare. Menționăm că licitația a fost lansată anul trecut de fosta administrație locală cu ajutorul unei firme private de consultanță în achiziții publice, contractată de Primăria Pașcani. Administrația a apelat la această variantă după ce anul trecut unul dintre funcționarii de la achiziții publice a refuzat să lanseze procedura până pe 6 septembrie 2019, conform dispoziției primarului, pe motiv că nu ar fi avut la dosar toate documentele suport și nici timpul necesar pentru rezolvarea acestei probleme. În momentul de față, Primăria Pașcani are circa 2 milioane de lei în cont din activitatea piețelor, bani care vor fi cheltuiți pentru această investiție. Restul banilor ar urma să fie obținuți prin intermediul unui credit comercial.